Pentru că în sportul românesc, gimnastica feminină ne-a adus reale satisfacții, printre care și prima notă de 10 din istoria mondială a acestei discipline sportive, este aproape firesc ca gândul românului să zboare spre echipa de aur a României cu Nadia Comăneci în frunte. Important însă de precizat este faptul că primul titlu mondial din gimnastica românească, atât feminină cât și masculină, a revenit la inele lui Dan Grecu la campionatele mondiale de la Varna, Bulgaria. Stăpânul inelelor, Dan Grecu, s-a născut în București la 26 septembrie 1950 și, alături de Valentin, unul din cei patru frați ai săi, a practicat gimnastica de performanță. Dan Grecu, multiplu campion balcanic, mai deține printre altele următoarele performanțe: campion mondial universitar la Mondialele Universitare Sofia 1977, bronz la inele și loc 4 la sărituri la Montreal 1976, campion european la inele, Berna 1975, argint la inele la campionatele mondiale de la Fort Worth, Statele Unite. Lui Grecu îi lipsea aurul olimpic, iar la Montreal în 1976, cu o ruptură musculară de biceps, n-a reușit să-și îndeplinească visul, obținând numai bronz. Astăzi Dan Grecu își amintește. Sigur a fost un moment greu. Un moment greu peste care am trecut. Ne-am dorit acea medalie din tot sufletul. Am obținut o medalie de bronz. Dacă Dan Grecu n-a obținut aurul olimpic, se mândrește însă astăzi cu urmașii săi Marius Urzică, înmânzitorul cailor cu mânere, și Marian Drăgulescu, zburătorul care cade totdeauna în picioare. Pe cei doi gimnaști, stăpânul inelelor îi sfătuiește să muncească și să repete din greu la antrenamente spre a le fi ușor să câștige competiții. Nu se muncește așa de mult. Se repetă, în schimb, extraordinar de mult. Așa cum a mai spus cineva înainte de a obține o medalie olimpică, trebuie să-ți fie foarte, foarte greu la antrenament ca să-ți fie mai ușor în competiție. După Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980, Dan Grecu s-a dedicat antrenoratului, deținând o serie de funcții, precum antrenor coordonator al lotului olimpic de gimnastică masculină, vicepreședinte al Federației Române de Gimnastică și arbitru internațional de gimnastică.